Ca predicator al Cuvântului lui Dumnezeu, mă silesc să nu fiu în căutarea unui răspuns instantaneu, emoțional, superficial, ca o transformare în profunzime, pe termen lung, a mentalității noastre, a gândirii noastre, și din această perspectivă aș vrea să ne apropiem și de mesajul din această dimineață, în care, ocupându-ne de povestea COVID-19, vreau să înțelegem care este capitolul pe care noi îl scriem în povestea lui Dumnezeu, care se desfășoară peste tot în jurul nostru. Fiind o predicare tematică, nu am un text anume din Scriptură, aș dori să pornim în rugăciune, vă chem să vă smeriți inimile împreună cu mine, am să mă rog eu cu voce tare. Părintele nostru care ești în ceruri, Tată drag, Duhul tău mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii tăi. Stăm sub cruce, stăm pe cruce, suntem în Hristos, viața noastră este ascunsă cu Hristos în tine și de aceea avem tot ce avem nevoie ca să biruim. Îți mulțumim și aș dori astăzi, Doamne, să aduci prin cuvântul Tău în puterea Duhului Sfânt această conștiință nouă că frica nu este parte din echiparea noastră pentru biruință, ci este vulnerabilitatea noastră, este supapa prin care se scurge puterea noastră duhovnicească. Aș vrea să ne setez mintea pe lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu și cu mintea astfel orientată, aș vrea, Doamne, să ne înveți cum să purtăm biruința pe tărâmul interior împotriva fricii care caută să se ridice în vremea de față. Și te rog să hrănești credință în poporul tău. Și astăzi te invităm să cobori, Doamne Iisuse Hristoase, ca păstor în mijlocul oilor tale, să-ți hrănești biserica prin cuvântul tău și prin prezența Duhului tău cel sfânt, în așa fel încât să știm că am fost în jurul tău și că tu ai poposit împreună cu noi, că ne-ai scos la pășuni verzi, că ne-ai dus la ape de odihnă. Odihnește-ne sufletul în tine, Doamne. Te iubim pentru toată lucrarea pe care ai făcut-o, o faci și ai promis că o vei desfășura spre desăvârșire până în ziua arătării tale. Te așteptăm, Doamne Iisuse Hristoase. Amin. Ocupați locurile. Am folosit data trecută o parabolă modernă ca să înfățișez misterul și dilemele pandemiei actuale. V-am povestit despre Cryptos, acea sculptură enigmatică creată de Jim Sandburn și plasată în sediul central al CIA în Statele Unite. Artistul a sculptat într-o filă de cupru uriașă 2000 de litere așezate aparent haotic, dar care ascund în mod criptat în ele patru mesaje care combinate formează un alt mesaj final. Convingerea artistului era că în 2-3 săptămâni marii specialiști de la CIA vor sparge codul și vor descifra mesajul. Au trecut 30 de ani și încă mesajul nu este în întregime descifrat. Adaug un mic detaliu la această parabolă modernă cu care să intrăm în mesajul de astăzi. Una dintre persoanele pasionate să dezlege misterul de la Cryptos este Elonka Danin, criptolog renumit și dezvoltator de jocuri video. Una din pasiunile ei, puzzle-urile, evident. Ea de 20 de ani este angajată în această străduință de a descifra taina lui Cryptos și ea mărturisește că una dintre bucuriile cele mai mari de ziua ei este atunci când prietenii ei îi aduc trei puzzle-uri toate amestecate. Și ea trebuie să le cearnă și să le dezlege taina, în așa fel încât, în final, să aibă cele trei puzzle-uri separate. Și în pandemia de față sunt amestecate mai multe puzzle-uri. Iar dezlegarea haosului prezent se poate face doar dacă știi mai întâi să separi piesele,
care de ce domeniu ține, care de ce puzzle ține. Există, de exemplu, un puzzle medical pe care se silesc să-l dezlege medicii și specialiștii din toate ramurile domeniului sanitar, încercând să înțeleagă originile și natura virusului, felul în care operează, în ce fel ne afectează organismul realmente, în ce fel se poate combate cele 31 de vaccine oficial aflate în diverse faze de experimentare și așa mai departe. Există un puzzle socioeconomic pe care încearcă să-l dezlege guvernele și autoritățile. Există un puzzle teologic privind legătura dintre acest virus și caracterul lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. Există un puzzle escatologic. În ce fel se încadrează pandemia actuală în desfășurarea lucrurilor finale descrise în mod profetic de Scriptură? Ar putea să mai fie cu siguranță și alte puzzle-uri, dar sunt mai multe puzzle-uri amestecate în realitatea de față. Prima întrebare cu care încep să sortez ghiveciul acesta este următoarea. Am văzut data trecută. Este Dumnezeu suveran absolut peste virusul COVID-19 și peste lumea aflată sub influența lui? Ce înseamnă această atot stăpânire a lui Dumnezeu pe care noi o proclamăm peste o lume aflată în haos în care se întâmplă atâtea lucruri alandala, anapoda sau care produc suferință? Duminica trecută am stabilit că deși povestea este complexă, neînțelesurile ei sunt încă mari, povestitorul este totuși în ultimă instanță unul singur. Dumnezeul în care ne-am pus încrederea, Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul mântuirii noastre, nu este un idol provincial, ci este Dumnezeul cerului și al pământului. El este izvorul întregii realități. Este stăpânul trecutului, al prezentului și al viitorului. Este veghetorul tuturor celor văzute și nevăzute. Tronul lui Dumnezeu este înălțat deasupra istoriei și Dumnezeu este implicat în mod activ în guvernarea acestei istorii. Dumnezeu are scopuri precise în istorie și Dumnezeu veghează ca la momentul potrivit istoria să intre dintr-o etapă într-alta în direcția scopurilor sale. Dumnezeu păstrează sub autoritatea Lui toate lucrurile care se petrec sub soare, oricât de mari sau de minuscule ar fi. Și ar fi bine să ne aducem aminte că aici se include și sănătatea mea trupească, protecția celor dragi, aici este inclus și ceasul morții mele, aici este inclus și felul în care acest virus se apropie sau se depărtează, atinge sau nu pe copiii săi. Dumnezeu are autoritate chiar și peste aceste lucruri. Eu sunt Domnul, spune Isaia în numele lui Dumnezeu. Nu este altul. Eu întocmesc lumina și tot eu creez întunericul. Eu aduc bunăstarea și tot eu creez dezastrul. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Una dintre imaginile incomode ale lui Dumnezeu în Scriptură. Dacă Dumnezeu este povestitorul al cărui glas orânduiește lumea, chiar și în această perioadă, atunci Dumnezeu domnește în mijlocul acestei crize și Dumnezeu vorbește prin această criză. Ce lucrează El în vremea de față? El realiniază națiunile să țină pasul cu planul Său în direcția Sa. El ridică biserica să-și împlinească menirea. O sfințește, o pune deoparte. El transformă viețile copiilor Săi, ale noastre, ca noi să ne împlinim destinul pământesc și să ne pregătim cu seriozitate pentru destinația cerească pe care o avem. Psalmistul spune în Psalmul 11, când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Domnul stă în templul Lui cel sfânt. Domnul este pe tronul Lui în ceruri. Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Dumnezeu este sfânt,
Dumnezeu domnește și Dumnezeu cercetează. E ceea ce se întâmplă la vremea de față. Până nu stabilim cu claritate acest lucru în mintea noastră, în teologia noastră și în practica noastră, tot ce facem în discuțiile noastre când ne avântăm să discutăm despre această perioadă, nu este decât să învârtim cu furca paiele opiniilor noastre, temerilor noastre, slăbiciunilor noastre, amestecate cu tot felul de informații despre succesele și insuccesele înțelepților Pământului. Abia atunci când am stabilit acest lucru ca reper al credinței noastre, a tot stăpânirea lui Dumnezeu, abia atunci când am dat răspuns la aceste întrebări, este sau nu este Dumnezeu în controlul acestei situații, abia atunci începem să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Însă trebuie să facem pași mai departe. Răspunsul la revelația de sine a lui Dumnezeu nu este, nu are voie să fie un pur și simplu un da, un consimțământ rațional. Da, Doamne, sunt de acord cu ce spui Tu despre Tine. Cred că existi și cred că domnești peste lume. Aceasta este o anumită formă de credință, dar vreau să vă spun, încă nu este încredere în Dumnezeu. Răspunsul vrednic la revelația unui astfel de Dumnezeu este închinarea. Și închinarea înseamnă mai mult, da, Doamne, cred că Tu existi. Da, Doamne, cred că Tu stăpânești lumea aceasta. Închinarea înseamnă mai mult decât aprobarea unor adevăruri despre Dumnezeu. În această perioadă, ca în orice alt sezon al istoriei sau al vieților noastre, Dumnezeu este în căutarea închinării noastre. Dumnezeu caută închinători în duh și în adevăr. În această perioadă, ca în orice alt sezon din viața mea și din viața ta, Dumnezeu ne privește și ne cercetează întrebându-ne, în vremurile pe care le-am trimis peste lume, este oare Lucian, pune numele tău acolo, un închinător în duh și în adevăr? Chiar aici, chiar acum, chiar în aceste circumstanțe, sunt eu un închinător în duh și în adevăr? Frații și surorile din adunare care au intrat în cursul de vară Iubilate fără frontiere în perioada aceasta, în luna august, au auzit deja această explicație, definiție pe care William Temple o dă închinării. Citez: închinarea este supunerea întregii noastre naturi înaintea lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a-ți sensibiliza conștiința prin sfințenia lui Dumnezeu, a-ți hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu, a-ți purifica imaginația cu frumusețea lui Dumnezeu, a-ți deschide inima dragostei lui Dumnezeu, a-ți dedica voința scopului lui Dumnezeu. Așadar, imediat după prima întrebare, este sau nu este Dumnezeu în control, urmează a doua întrebare. Reflectă atitudinea mea interioară și comportamentul meu exterior convingerea pe care o am în faptul că Dumnezeu este în control? Și nu e așa că întrebarea asta e mai grea decât prima? Sau reformulând întrebarea în termeni Evrei 12 cu 28 din mesajul anterior, dacă am primit și primim prin credința în Hristos o împărăție neclătinată? Aici și acum, mă arăt eu mulțumitor și aduc Domnului o închinare, citez, într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică de Dumnezeu, nu de virus. Cu reverență și frică. Aici lansez adevărul principal în care doresc să poposim în această predică și pe care l-am anticipat deja duminica trecută. În autoritatea Lui suverană, Dumnezeu se asigură că toată pandemia aceasta se încadrează în povestea pe care El o spune în istorie.
Dar în virtutea responsabilității personale care ni s-a dat ca ființe create și mai ales ca și copii răscumpărați prin Hristos ai Tatălui nostru din cer, fiecare dintre noi ne aducem contribuția scriind propriul nostru capitol. Iar acest capitol este în esență un capitol al încrederii sau un capitol al necredinței, al neîncrederii în Dumnezeu. V-am povestit duminica trecută întâmplarea cu fetița lui Viktor Frankl, pe care el o relatează în cartea Omul în căutarea sensului vieții. În prima parte a cărții, el povestește experiențele lui din lagărul nazist. Iar în a doua parte, în calitate de psihiatru, el dezvoltă și explică o metodă de terapie pe care el o practică în raport cu cei care suferă de depresii sau de diverse tulburări, dezechilibre de natură psihică. El numește metoda lui logoterapie și aceasta se bazează pe ideea că depresia are la bază sentimentul lipsei de sens în viață, în circumstanțele prin care treci în momentul de față. Și depresia unui om poate fi vindecată, asta este teza lui, ajutându-l pe om să găsească sensul chiar și în mijlocul circumstanțelor antagoniste sau în mijlocul suferinței, așa cum el a găsit sensul suferinței în lagărul de la Auschwitz și atâția alții care au supraviețuit. El spune la un moment dat o idee pe cât de interesantă, pe atât de adevărată. Noi ne plângem adeseori că viața este trecătoare, că este vremelnică, nu-i așa? Avem vorba asta. Spune Viktor Frankl că singurele aspecte trecătoare ale vieții sunt de fapt doar posibilitățile ei. Adică lucrurile care încă nu sunt alegerile noastre. Am posibilitatea să mă duc acolo sau acolo sau acolo, să fac asta sau asta sau asta. Dar lucrurile încă nu s-au întâmplat. Astea sunt lucrurile trecătoare. Pentru că în momentul în care din marea asta de posibilități tu faci o alegere, dai la o parte 1000 de posibilități și mergi pe o singură alegere. În momentul respectiv, prin alegerea respectivă, tu aduci în realitate ceva ce rămâne netrecător. Și spune el, toate aceste posibilități pe care eu le transform în realități prin alegerile mele sunt salvate, devin parte din trecutul meu și sunt salvate de la vremelnicie. Ele devin, spunea el, parte din monumentul existenței mele. Toate alegerile mele sunt realități. Ele nu mai sunt vremelnice. Rămân pentru veșnicie. Wow! Scriptura afirmă și ea că nu există nimic ce se petrece în lăuntrul meu sau în afara mea, în inima mea sau în relațiile mele, în lumea gândurilor mele sau în relațiile mele, în discuțiile mele exterioare, ce să nu conteze. Totul are importanță veșnică. Orice detaliu este parte din monumentul existenței mele. Orice detaliu este încă o lovitură de daltă prin care cioplesc, prin care sculptez o imagine a monumentului, în monumentul acesta al existenței mele. Nu orice detaliu este la fel de important. Dar suma tuturor detaliilor vieții tale scrie o poveste, dă o anumită direcție inimii tale, înalță un anumit domn peste viața ta, formează un anumit caracter în lăuntrul tău, răspândește o anumită mireasmă în jurul tău. Personal am convingerea că în timp, suma acestor detalii, alegeri ale vieților noastre, își pune amprenta până și pe fizionomiile noastre, pe felul cum strălucește sau se întunecă fața noastră, pe felul cum îmbătrânim, pe personalitatea pe care o dezvoltăm și pe care o manifestăm pe măsură ce înaintăm în viață. Am convingerea că până și chipul, fizionomia, stilul relațional, tonul și temele abordate în discuții, în mod natural, sunt amprentate de totalitatea detaliilor vieții noastre interioare și exterioare. Și toate acestea răspândesc în jur ceea ce reprezintă mireasma noastră specială.
specifică. Vorbesc unii așa mai ezoteric despre aura spirituală pe care o avem fiecare dintre noi. Nu mă bag în lucrurile respective, dar sunt convins că fiecare dintre noi avem o mireasmă specifică. Avem o mireasmă specifică. Fiecare credincios are o mireasmă specifică care provine din suma alegerilor sale în această perioadă și în alte perioade ale vieții. În această perioadă, ca în toate perioadele de altfel, și viața mea, și viața ta, și viața ta, și viața ta, și viața ta, este un spectacol. Un spectacol pentru credincioși, un spectacol pentru necredincioși și mai ales un lucru pe care îl pierdem uneori din vedere. Un spectacol pentru îngeri și pentru demoni. Un spectacol pentru Tatăl nostru din cer. Un spectacol pentru Dumnezeu. În această perioadă, viața fiecăruia dintre noi spune povestea unui domn care domnește peste lume și peste trupul meu și a unui credincios care, ca un copil cu smerenie, se încrede în Tatăl său. Pentru viață și pentru moarte, pentru sănătate și pentru boală, pentru bogăție și pentru sărăcie, până când moartea ne va uni în veșnicie, în adevărata viață cu Dumnezeu. Sau, mireasma noastră specifică în această perioadă povestește despre un Dumnezeu distant, o fi ținând el lumea în stăpânire, dar alături de Dumnezeul ăsta distant mai este povestea unui eu mărunt care se silește din toate puterile să țină toate detaliile vieții în control, numai să iasă neinfectat de virus din toată povestea asta. Pavel le spune corintenilor în a doua sa epistolă: voi sunteți o scrisoare a lui Hristos, scrisă de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Ce spune Pavel aici despre corinteni? Le spune că ei sunt scrisorile lui Hristos, le spune că Hristos este autorul, că slujitorii cuvântului sunt scribii care scriu în numele lui Hristos și că inimile credincioșilor sunt pergamentul, iar viețile sunt locul unde se etalează ceea ce a fost scris. Din această perspectivă, îmi împlinesc și eu astăzi slujba, scriind în inimile voastre prin lucrarea cuvântului. Dar atenție! Nu eu scriu povestea voastră, eu sunt preocupat să-mi scriu propria mea poveste în vremea de față. Voi, fiecare în parte, își scrie povestea, vă scrieți povestea. Rolul meu este pe pergamentul inimilor voastre să trasez liniile drepte. Știți, majoritatea dintre noi încă nu putem să scriem drept pe o foaie neliniată. Și atunci e nevoie cuvântul să traseze niște linii ca să scriem drept. Dar fiecare își scrie povestea. Ce scriem însă? Asta e întrebarea mare care ne stă înainte. Ce scriem? Când se precipită circumstanțele exterioare, când în jurul nostru, dintr-un motiv sau altul, sporește gradul de pericol, când confortul nostru relativ la care am ajuns prin efort este la un moment dat tulburat, când riscuri de orice fel se înmulțesc în jurul meu și mă mușcă, ori ca țânțarii, așa, mulți și mărunți, multe și mărunte, ori mari de tot ca niște câini, așa, lupi care mă atacă, când îmi sunt amenințate sănătatea sau familia sau imaginea înainte altora sau viitorul sau temir ce altceva, atunci este vremea în care se dovedește calitatea încrederii noastre în Dumnezeu. Se dovedește calitatea închinării noastre față de El. Se dovedește calitatea ascultării noastre față de poruncile Lui. Un autor creștin, Hügel, spunea, citez:
Nimic nu ne atinge fără să treacă mai întâi prin mâinile Lui. Nimic nu ne atinge fără să treacă mai întâi prin mâinile Lui. Și fără să fie pus să servească intereselor noastre eterne, cele mai înalte. Oricine acceptă atot stăpânirea lui Dumnezeu, ancora fixă a credinței noastre, va trebui să-și dovedească credința afirmând și trăind sub acest adevăr. Nimic nu mă atinge fără să treacă mai întâi prin mâinile Tatălui meu, prin mâinile străpunse de cuie din pricina iubirii ce mi-o poartă ale Domnului nostru Iisus Hristos. Dar oare înțelegem noi ce declarăm? Trăim în mod real ceea ce declarăm? Oare nu ne înșelăm adeseori singuri? Și nu e întâmplător că folosesc pluralul noi. Oare nu suntem adeseori în neștiință de adevărata noastră stare interioară a inimilor noastre? Oare nu ne credem încrezători în Dumnezeu când de fapt suntem încrezători în cei mari de pe pământ sau în metodele noastre, până când ni le fură Dumnezeu? Oare nu ne credem tare în credință când de fapt avem doar o credință neîncercată încă? Sau prea puțin încercată? Oare nu sunt adeseori aceste adevăruri mărețe în gura noastră doar niște adevăruri de munte, dar în marea învolburată descoperim că nu mai stăm neclătinați pe stânca acestor adevăruri? Vorbim de credință când suntem sus pe munte. Pare ușor când necazuri n-avrem. Însă vin clipe grele, cu încercări și ispită. Atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. E ușor să ai credința mare și să o cânți din cât te țin bojocii, atunci când credința ta este neîncercată. Dar în încercare se dovedește adevărata credință. Ascultați-l și pe David în Psalmul 30. Când îmi mergea bine, ziceam, nimic nu mă va clătina vreodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă așezasesești pe un munte tare, dar când ți-ai ascuns fața, m-a cuprins frica. Într-o postare pe Facebook din această perioadă, cineva a scris așa, ce am învățat de la COVID-19? 1. Viața e scurtă. 2. Moartea e sigură. 3. Locul de muncă e temporar. 4. Sănătatea e o avere. 5. Ziua de mâine nu e garantată. 6. Veșnicia ne e la îndemână. 7. Doar Dumnezeu ne poate salva. Frumos, nu-i așa? La comentarii, un prieten de-al meu din Franța a adăugat 8. Oamenii se tem mai mult de un virusel invizibil decât de Dumnezeu. A 8-a concluzie. Data trecută spuneam că am observat în ultimele luni cum în aceste vremuri s-a dat la iveală, printre altele, în rândul credincioșilor de pretutindeni, sunt sigur, și în rândul nostru, două atitudini care nu reflectă încrederea noastră în împărăția neclătinată cu care ne lăudăm. Două atitudini care mărturisesc mai degrabă disperarea noastră de a controla circumstanțele vieții și neputința noastră, în vremea de față, de a controla întru totul circumstanțele vieții. Două atitudini care nu mărturisesc slava, puterea, înțelepciunea și dragostea Dumnezeului în care ne-am pus încrederea, ci mărturisesc neîncrederea noastră că El va fi în stare să protejeze interesele mele, binele meu întreg, binele meu veșnic și binele meu vremelnic într-o vreme ca aceasta. Cele două atitudini greșite, cele două stări sufletești, în care tinde să alunece sufletul credinciosului în vremurile acestea,
Le spun acum puțin pe alt nume decât data trecută, sunt frica și împietrirea, spuneam necredința și nepăsarea, sunt același lucru. Frica și împietrirea. Astăzi și data viitoare, pentru că consider problema foarte importantă, am să poposesc în problema fricii mai mult și sunt conștient că atingându-mă de problema fricii, intru pe un tărâm sensibil. Din mai multe motive. Întâi, pentru că intru în zona cea mai intimă și delicată a personalităților noastre ca ființe create. De altă parte, intru în zona în care Satan își construiește adesea în noi unele din cele mai puternice redute împotriva încrederii în Dumnezeu. Apoi, intru într-o zonă în care se manifestă cel mai violent iubirea de sine și atașamentul eului față de propriul său chip. În final, intru în această dimensiune a personalității noastre pe care Dumnezeu a rânduit să slujească sub autoritatea rațiunii și a voinței și pe care Satan a promovat-o în viața multora dintre noi ca stăpână peste rațiune și peste voință. Vorbesc despre emoțiile noastre. Vorbesc despre lumea interioară a sentimentelor noastre. Intru pe un tărâm sensibil. Nu m-aș mira dacă undeva în lăuntrul vostru unii ați încerca la momentul acesta să începe să închideți poarta. Vorbește tu, vorbește că eu îmi știu trăirile mele, știu cu ce mă lupt. Asta sunt. Îndeoseb, probabil surorile ar fi predispuse în această direcție, pentru că ar putea gândi ce poate să știe un bărbat despre inima unei femei. Nu-i așa? În special femeile, în virtutea sensibilității aparte pe care Dumnezeu le-a dăruit-o prin creație, a coloraturii aparte, emoționale, sunt vulnerabile înspre frică. Însă vreau să vă spun că în vremurile actuale, și aici nu mă refer la pandemie, ci la curentul cultural din ultimele decenii în care suntem, bărbații sunt tot mai slabi. Bărbații sunt tot mai sensibili, sunt tot mai exagerat vulnerabili emoțional. Așa că frica este o problemă generalizată, chiar dacă ar putea să rămână oarecum mai specifică femeilor decât bărbaților. Străduința mea astăzi este să nu vă vorbesc ca bărbat, deși voi vorbi ca bărbat normal, nu am altă opțiune, dar străduința mea este să mă depășesc prin har și cu ajutorul Duhului și să vă vorbesc ca slujitor al cuvântului. Voi va trebui să cântăriți dacă ceea ce vă spun ca bărbat sau vă spun pe baza adevărului. Chiar rugăciunea mea înaintea acestei predici în această perioadă a fost: dă-mi, Doamne, sensibilitate față de cei cărora le vorbesc, dar nu-mi da atâta sensibilitate încât să compromit adevărul Tău. Întărește-mă ca să pot să transmit adevărul Tău așa cum este El. Am pus pe afișier, dacă vă veți uita pe rând, vă rog, respectând distanța la ieșire, nu aglomerându-vă acolo, dar am pus două caricaturi sau două desene noi pe afișier, care sunt sugestive. Una dintre ele înfățișează crucea lui Hristos pe care atârnă Mântuitorul în cuie și la poala crucii, tolăniți, cu privirile în pământ, cu capul sprijinit de piciorul crucii, stau doi creștini care își plâng de milă. Unul dintre ei spune: nimeni nu-mi înțelege durerea. Iar celălalt îi răspunde: nici mie. Cu privirile în pământ și Hristos ce răstignit deasupra lor: nimeni nu-ți înțelege durerea. Al doilea desen îl înfățișează din nou pe Hristos pe cruce, privit din perspectiva unuia care stă jos și se uită spre Hristos înălțat acolo. Și Hristos vorbește spunând: eu nu am permis fricii de eșec, respingere sau moarte să determine felul cum am gândit, am vorbit
și am acționat. Probabil că din acest motiv ai auzit despre mine. Aș vrea să nu uităm, Hristos a biruit frica, de aceea este mântuitorul meu și al tău. Dacă nu o biruia, ieșea din planul lui Dumnezeu și nu mai putea să împlinească voia lui Dumnezeu, mântuindu-ne sufletele. Hristos ne oferă și nouă biruința asupra fricii, de aceea o și cere de la noi. Dacă nu ne dădea ce avem nevoie ca să învingem frica, El nu ne cerea de la noi să ieșim biruitor, să îndrăznim și să biruim așa cum El a biruit lumea. Întrebarea de lucru pe care o ridic aici în final și va fi cea pe care o vom adânci, în final nu înseamnă că închei chiar acum, ca să nu creez așteptări false, dar ne apropiem de ultima parte și nu am să spuneam și data viitoare, ne vom ocupa tot de tema fricii. Întrebarea de lucru pe care o ridic este, este oare frica de noul coronavirus și față de toate circumstanțele crizei prezente compatibilă cu încrederea în Domnul? Poate frica de COVID-19 să fie integrată ca parte din închinarea care este plăcută lui Dumnezeu cu reverență și cu frică? Este oare frica compatibilă cu adevărul suveranității lui Dumnezeu? Este oare frica compatibilă cu scrisoarea pe care Hristos vrea să o scrie în inima mea și prin viața mea înspre alții? Este frica oare compatibilă cu umblarea în Duhul Sfânt, cu rodul îmbelșugat pe care am văzut în luna iulie, Duhul vrea să îl rodească în noi? Va trebui să dăm răspuns la întrebarea asta. Vă rămâne tema voastră de casă, ca să meditați în această direcție. Însă, tu trebuie să ajungi în această perioadă, ăsta e rostul cuvântului pe care îl propovăduiesc în aceste săptămâni, trebuie să ajungi să stai față în față cu Dumnezeu, trebuie să-ți dai răspuns la aceste întrebări. Cu scăunel lângă tron, cu privirile îndreptate spre Tatăl, spre fața Tatălui, va trebui să-i prinzi privirile, să-i auzi vocea, să-i discerni cuvântul și să cauți răspunsul la aceste întrebări. Pentru că dacă frica este parte din închinarea, frica, mă refer de circumstanțe, este parte din închinarea pe care El o cere, atunci trebuie să ne încurajăm unii pe alții la o frică cât mai mare de circumstanțe, ca să ne închinăm plăcuți înaintea Lui. Dacă cumva frica nu este parte din închinarea asta, înseamnă că deși nu voi birui din prima, eu trebuie să fiu în permanență angajat în lupta cu acest dușman care vrea să surpe viața lui Hristos în trupurile noastre. Nu vreau să ne jucăm la deogloria de a biserica, în timp ce Dumnezeu scutură lumea ca să le arate tuturor că nu e timp de joacă. Aș vrea să învățăm să ne pregătim cu seriozitate ca mireasă, să întâmpinăm cu vrednicie și în curăție pe mirele nostru care vine. Întrebarea este dacă frica de circumstanțe este parte din dragostea miresei pentru mire, dacă este parte din ceea ce, din arsenalul interior de sentimente, de emoții cu care noi vrem să îl întâmpinăm pe mirele nostru. Cineva spunea, încă câteva gânduri în această direcție, cineva spunea că viața începe acolo unde se termină frica. Personal sunt uimit de cât de mulți creștini se mulțumesc să supraviețuiască. Se mulțumesc să facă casă bună cu frica, spunându-i, zona asta vreau să mi-o lași mie, vreau încă să continui să fac fapte bune, vreau încă să continui să merg la biserică, să dăruiești așa, dar cămăruța asta ți-o dedic ție. Aici ne întâlnim din când în când ca să îmi mai plâng de milă, să mai tremur puțin, să mai iau puțin adrenalină legat de ce se întâmplă în lume în vremea de față și după aia mă duc iar să fac fapte bune, să fac fapte de milostenie și compartimentăm viața făcând casă bună împreună cu frica. Pe când Hristos a venit ca să exorcizeze acest dușman din viața noastră, a venit să învingă pe cel tare și să-l scoată împreună cu această poartă care îi se deschide. Unii creștini vor spune, și ce dacă eu aleg să trăiesc
cu fricile mele, să le hrănesc, să-mi fac alegerile bazat pe frică. Nu-i treaba ta că doar sunt fricile mele, nu sunt ale tale, eu sufer, nu tu suferi. Ce treabă ai tu? Uite că am. Ești fratele meu, ești sora mea în Hristos și nu pot să suport să văd că frica îți consumă energia, îți mănâncă viața, îți surpă încrederea și te face să trăiești o subviață creștinească. Când Hristos a venit spunând foarte limpede, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Uluitoare promisiunea lui Hristos. Și mai e încă ceva, e treaba mea pentru că e în joc gloria lui Hristos. Pentru că atunci când, tolerându-ți fricile, alungi viața, ții departe bucuria, întristezi Duhul Sfânt în viața ta, îți tulburi pacea, îți consumi energia în rugăciuni de plângere de milă, în rog să te ridici în putere să mijlocești pentru adevăratele nevoi din lume. În momentul respectiv tu îl discreditezi pe Hristosul care a murit la cruce să câștige și să plătească cu sângele său pentru tine viață din belșug. Umblare în Duhul Sfânt, domnia împreună cu Hristos deasupra circumstanțelor vieții. Orice creștin care se mulțumește să trăiască o viață inferioară, mai săracă și mai limitată decât viața din belșug pe care Hristos a câștigat-o prin grelele sale patim la cruce, îl dezonorează pe Hristos, pe Mântuitorul. S-ar putea ca frica să nu fie primul element care limitează în mine viața din belșug, dar sunt altele. Dar s-ar putea ca frica să fie primul lucru, prima realitate care limitează viața din belșug în Duhul Sfânt, în viața ta. Cu smerenie spun, eu sunt dator să lupt spre viața din belșug și tu ești dator sau datoare să lupți împotriva fricilor tale pentru viața din belșug pe care Hristos a venit să ți-o aducă. Acum, chiar în final, atent să nu fiu insensibil, să nu deformez cuvântul lui Dumnezeu prin structura mea masculină. Am luat aseară cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, și am mers prin toate situațiile în care apare frica, teama, înfricoșarea în Noul Testament. Am vrut să-mi creez o imagine în așa fel încât să mă asigur că vorbesc din perspectiva gândirii lui Hristos și nu din perspectiva gândirii mele ca bărbat. Și vreau să vă prezint pe scurt câteva dintre concluziile pe care le-am avut la această parcurgere a Noului Testament pe linia fricii. Prima concluzie. Singura frică tratată în mod pozitiv în Noul Testament este frica de Dumnezeu. Singura frică care e tratată în mod pozitiv. A doua concluzie. Nicăieri în Noul Testament, frica de oameni, frica de circumstanțe, frica pentru sănătatea și siguranța trupului tău sau a posesiunilor tale nu este tratată în mod pozitiv. Nicăieri. Nicăieri. A treia concluzie. În Noul Testament, fricile sunt tratate diferit în funcție de obiectul lor, de ceea ce stârnește frica. Și anume, când obiectul fricii este Dumnezeu, frica este poruncită. Când obiectul fricii este lucrarea înfricoșătoare pe care o face Dumnezeu, o vindecare, o exorcizare, un miracol, o pedeapsă divină, frica este automat temperată prin încurajări. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Când obiectul fricii sunt oamenii, frica este interzisă. Și în ultimul rând, când obiectul fricii sunt circumstanțe care amenință viața, frica este mustrată și este demascată ca fiind o formă de necredință. Asta e mărturia Noului Testament. Mai am încă câteva concluzii. Nu ne surprinde, a patra, singurul loc unde am găsit frica și bucuria împreună, știți unde este? La mormântul lui Iisus, după înviere. În Matei 28,
Ele, femeile, au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Observați că nu este vorba de frica de circumstanțe, ci este frica pe care o stârnește un mormânt gol, îngerii care se arată, învierea lui Hristos din morți, piatra dată la o parte. Pentru că, atenție, regulă, frica de circumstanțe este ucigașa bucuriei. Frica de circumstanțe este ucigașa bucuriei. Nu ai cum să găsești împreună cu bucuria în Domnul și frica de circumstanțe. Peste tot în Noul Testament găsim că prima bucuria în Domnul este roada Duhului, iar a doua, frica de circumstanțe, este rodul necredinței. A cincea concluzie, frica negativă este asociată în Noul Testament cu necredința, cu incapacitatea de a-L recunoaște pe Hristos drept cine este El, cu lipsa de încredere în puterea sau în bunătatea lui Dumnezeu sau cu o imagine deformată de Dumnezeu. A șasea concluzie, în Noul Testament frica apare în contrast cu următoarele. Frica stă în contrast cu credința. Nu te teme, crede numai. Frica stă în contrast cu puterea, cu dragostea și cu înțelepciunea. 2 Timotei 1:7. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Și apoi frica stă în contrast cu lucrarea Duhului Sfânt. Roman 8:15. Voi n-ați primit un duh de robie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul Înfierii, prin care strigăm Abba, adică Tată. Ultima concluzie, la survolarea Noului Testament, a șaptea, frica de circumstanțe, de oameni, de suferință și de moarte reprezintă punctul în care credincioșilor le este interzis să se identifice cu necredincioșii. Matei 26:28, nu vă temeți de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorâ sufletul. 1 Petru 3:14, chiar dacă ați suferit din cauza dreptății, este ferice de voi, să nu vă temeți de ce se tem ei și să nu vă tulburați. Motoul predicii viitoare, să nu vă temeți de ce se tem ei și să nu vă tulburați. Prin urmare, concluzia mea a fost, sunt mai sigur că ceea ce vorbesc împotriva fricii este născută din supunerea mea față de Scriptură și nu din structura mea masculină. Prin urmare, frica este dușmanul oricărui bărbat și este dușmanul oricărei femei, iar lupta împotriva fricii este lupta oricărui bărbat și este lupta oricărei femei. Cine o poartă este credincios chemării, cine nu o poartă nu este întru totul credincios chemării pe care o are. Două sugestii practice cu care închei. În săptămâna următoare, luptă-te cu întrebarea: este frica de circumstanțe, frica de COVID-19, frica de viitor, frica de îmbolnăvire, frica de moarte, compatibilă cu încrederea în Domnul? Tu trebuie să-ți dai răspuns la întrebarea asta. Și a doua sugestie de natură practică, în 8 din cele 15 pastile anti-COVID pe care le-am avut în perioada de izolare, am abordat problema fricii. Nici eu n-am știut că în atâtea am vorbit despre frică. Cred că a fost călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și v-aș recomanda să le reluați. O perspectivă biblică asupra pandemiei, hrănește-ți credința, două specii de creștini, valea fricii sau fortăreața încrederii, frica mâncătoare de frici, secretul ultim al biruinței împotriva fricii, cangrena încrederii în orice altceva și statut de copii, vieți de orfan. Acestea sunt meditațiile care pot să vă sprijine în a sta, în a duce mai departe această lămurire a sufletului, acest răspuns pe care încercăm să-l dăm fiecare la nivel personal întrebării care ni s-a dat. Autorul cărții către evrei spune în finalul cărții, în ultimul capitol, că deoarece Dumnezeu spune, eu nu te voi părăsi, nici nu te voi uita, noi putem spune cu încredere,
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Contextul este altul acolo, dar principiul este valabil. Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă voi teme. Unii spun, Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă voi proteja. Treaba lor. Alții spun, Domnul este stăpân peste toate, dar în ce mă privește, eu trebuie să mă îngrijesc singur de mine și trebuie să mă asigur că controlez toate detaliile. Eu. Însă noi suntem cei care vrem să spunem împreună cu Scriptura, nu-i așa? Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Amin.